Cu ce să fac? Se au clopotele alea, mă. Dar de ce oriunde ne ducem sunt mai aproape? Ia și... Ceva sau cineva e acolo, jur. Salut, eu sunt Teo și că tot e ultima zi pe care o petrecem noi în Grecia, e să fim rebeli în seara asta, să stăm mai mult. Și ce credeți, mă? Ne-am mâncat să mergem, că am auzit că pe aici e un conac din ăsta părăsit, bântuit, nu știu. Sunt aici cu Ilinca, care se ascunde deja, a intrat în vibe-ul ăla de scary, și cu viața aia care mănâncă aici pe spate. Mănâncă-l ca să nu ți-l mănânce fantomii. Că știi că sunt fantomii acolo. Mi-e frică de fantome cât îmi ies să nu mănânce curmul. Fantomele astea grecoaice am auzit că sunt mai năbădăioase decât ale din România. Acum să vedem. Hai să vă arăt acum și drumul, să vedeți pe unde mergem. E cam urățel, cam gol, cam pustiu. Am făcut descriere, zici că m-a pus la bac să fac descriere din 3 cuvinte. Da, păi la bac te cam pune să faci descriere din 3 cuvinte, dacă e. E cam scary. Iubita mea e mai pe America, nu e cu noi pe România. E înfricoșător. Așa. Dar până ajungem acolo, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat și voi pe butonul ăla de subscribe, că foarte mulți dintre voi îmi urmăresc clipurile, dar n-apasă și pe butonul ăla roșu. E ăla roșu, gen. Trebuie să apeși pe el și cam atâta. Eu îți mulțumesc, m-ai făcut fericit și sper să-ți placă vlogul. Și da, mie cam frică. Mie nu, eu abia aștept să văd ce-i pe tărâmurile grecești. Ești serios? Uite puțin. Prima experiență la ceva horror? Nu, săracă. Vreau să-ți transmit ceva, Ilinca. Și vouă, totodată. Este o minciună aia cu te obișnuiești, o să devină mai bine și mai ușor. Nu e adevărat. Ba da, eu sunt forță. Mi-e frică de Teo, că am văzut cum te sperie pe tine. Băi, ne apropiem. Văd că se îngustează locul. E foarte întuneric pe aici. N-au și ăștia un bec, nimic. Îmi tremură și camera asta, dar eu nu tremur, să știți. Că eu sunt foarte curajos. Adică știți din vloguri că eu nu mă sperii. Sunt forță. Da. Pe aici e pădure, livadă, ce e asta? Hai că poate ne întâlnim și cu urși. Chiar ți-e frică? Da, frică, bebe. Se respiră greu, serios. Respirai greu. Uite, mă, uite, ăsta e gardul. Sper că putem să intrăm. Parcăm mașina și ia să vedem. Bine, hai mă că am ajuns, lasă porumbul ăla. Da. Ai mâncat într-una, nu te satură Dumnezeu de mâncarea asta. E al 15-lea. Bă, bun, deci avem un câine deja. Da, se auzea o bătaie în ceva. Cu ce să fac, spune? Câinele ăla se aude de departe, dar se aude ceva foarte aproape. Auziți și voi, da? Da. Ce-a fost sunetul ăla? Ce este? Că încă se aude. Uite, vino mai aproape. Gata, nu mai fac. Nu da cu porumbul ăla. Stare lacăt, mă. Trebuie să căutăm o intrare, gen. Mamă, dar tu-ți dai seama de cât timp sunt astea părăsite dacă a crescut iarbă în ele? Mă, uite, se vede puțin pe aici conacul, deci e ăla din față, frate. Te vezi, ce lumina e la geam? Ce lumina e la geam, mâncat, ți-ai jucurat, ta. Ah. Nu. Hai să facem cumva să intrăm, vreți? Haide. Da, hai că vrei dacă e. Bun, deci în partea aia nu este nicio intrare. Hai să vedem în partea asta, la altă. Trebuie să trecem până livezile astea, mă? Mă, ce... Comentează un greiere de ăsta la mine. Bă, greiere ăla e ultima dată. Măcar nu e lună plină. Bă, da, e cam baricadat, mă, conacul ăsta. Sunt foarte mulți câini pe aici, da? Vrei să încerc eu să mă duc pe acolo? Până, pe unde? Pe acolo. Păi de ce să te duci tu și să nu mergem toți? Nu e, sunt legat 100%, sunt pe undeva pe aici, sunt pe... Oh, mă, nebunule! Mamă, și sunt mărăcini de ăștia, sunt numai capcane pe aici, faza e că te... Ce e asta, mă? Paolo, și acum vă pe cineva aici? Bebe. Nu e ok, suntem ok. Mă, voi ce faceți? Sincer? Da. Încercăm să nu leșinăm. Uite cum sunt plantele astea pe aici și toate broienile astea, parcă sunt făcute efectiv să nu vii. Păi nu, sunt făcute să vii, că ele zic acum, salut, ce faceți? A, uite mă, acum se vede mai bine, băi frate, în sfârșit se vede mai bine conacul ăsta. Faza e că geamurile astea par cam năbădăioase așa. Și copacul ăsta parcă se uită urât la mine, cred că mă o să-i trag o ștachie. Bra. Ce facem, căutăm intrarea sau nu? Pot să zic nu? Nu. Mă, ce e acolo? Aolo, ce e acolo? V-am păcălit. Nu e nimic, haide.
Hai că mergem că... Minca, o să intre într-o criză. Vreți să vă zic care a fost cea mai inspirată idee? Să vin în papuci cu șosete. Prin toate buruienile astea. E și tu fashion. Da. Uite, uite, pare că e un drum aici și uite, e ceva aici în față. E fratele la conac, gen. Poate măcar putem să intrăm în asta, știi? E cărare pe acolo. Haideți. Cine a tăiat astea așa? Eu, am fost ieri aici. Acum, parcă începe. Ce s-a întâmplat, spune? Am încălcat strâmb. Te doare rău? Nu rău, dar nu pot să fug dacă se întâmplă ceva. Uite, e o intrare acolo și n-are ușă, 100% intrăm acolo. Dar până atunci, eu vreau să văd dacă putem să intrăm în spuma spumelor. Nu știu de ce, dar tot îmi imaginez cum iese ceva și mă aleargă. Văd o intrare pe acolo, dar 100% încuiată și nu prea ai cum să ajungi. Pe aici trebuie să fii puțin Tarzan. Băi, eu dacă eram singur aici, încremeneam. Ești nebun? Vede ceva pe geam? Gen, înăuntru? Nu, e baricadat. Mă, dar ce a fost ăsta, mă? Mâncați aici gura ta de tot baricadat pe aici. Cum ar fi să fie o comoară înăuntru? Măcar. Hai să intrăm să vedem ce e acolo, vreți? Da, mă, nu e, poți să intri acolo. Întrebarea e, intrăm? Cum treci tu de alea? Cum vrei să intri pe acolo? Că nu înțeleg. Măcar și când n-a mai intrat nimeni. Că, vezi, sunt ăsta. N-a trecut nimeni. Știți cum a fost Columb, dar a descoperit el primul, ce a descoperit America? Nu e ora de cultură generală aici, dar o să fiu Teozeciu cel care descoperă nimic. Bă, știți care e cel mai mare pericol? Fantomele sunt tovarășile mele, dar dacă-s Lilie zice aici, s-ar putea să leșin că ia șobolan cu aripi, mâncavaș. Intru? Da. Nu. Veniți și voi? Nu. Ia și... Bă! Hai mă că intru. Uite, planta asta o să-l devină dușmanul meu. Momentul adevărului. A meritat. E o cameră secretă aici. Cumva adăpostită, dar nu prea. Numai bolovan căzuți. Ăsta stă să cadă. Și două fete la intrare aici. Care nu știu exact ce fac pe aici, până în locul ăsta. Nici eu nu știu ce fac aici. Păi că urc cu liftul dacă e. Cam atât. Pe aici hai să căutăm intrarea în ăsta. Frate, uitați ce copac și mecher. Păi ăsta e cel mai tare lucru din locul ăsta. Păi dar pe aici n-ai mă cum. Mai e vruna. Ia stai mă că mă duc în altă parte. Nu chiar îmi bate inima. Bă, faza e că am urcat pe un deal în căutare de răspunsuri și s-aud niște clopote, dar mai... Alarmă falsă. E doar șoferul nostru drag. Nu. Deci nu. Bebe, nu! Mă, ce se aud? Mă, cine a pornit aia? Bă! Se vede o lumină acolo de departe. Aolo. O vezi? Da. Am mai văzut în depărtare, gen, un fel de cled... A, uite, cruci... Asta e biserică, mă? Păi, bebe? Da. Tu știi care e povestea conacului? Nu. Refugiații care au venit prima dată în orașul ăsta, gen, aici au venit și au construit conacul ăsta pentru prima dată să stea toți în el și aveau și biserica lor, gen, asta e prima biserică și prima casă de aici. Și erau mântuiți? Sper. Dar asta arată bine, mă! Bă, frate, se tot aude ceva de aici. Se au clopotele alea, mă! Dar de ce oriunde ne ducem sunt mai aproape? Băi, nu ne ținem de șotii pentru că, uite, îi arăt Adidas și ei la șofer, da? Deci suntem doar noi patru aici și se tot aude ceva, se plimbă după noi și uite mă, se aude zdrâng-zân. S-o auzi cu ecou de acolo, gen? Nu, bebe, se aude aici, nu mai pot, deci nu mai pot. Se aude ceva de aici. Da, deci ceva la voi. Da, ce să am, sufletul. Mă, frate, de unde se aude? Nu, pe asta nu înțeleg, jur. Ceva sau cineva e acolo, jur. Ăla mic, cămăruța aia mică la care nu există nicio intrare, acolo. De acolo se aude. Da, faza e că aceleași clopoțele se auzeau și la intrare, gen. Și se auzeau dinăuntru. Ia-l! Nu pot, Dragoș! S-aude mai aproape, mă, câinele ăla? Hai să mergem la mașină, nu mai e de stat. Ne alergă ăștia mâncați și cu câinii. Aolo, era să caz. Experiență plăcută? Nu. Bebe, serios, gata, glumă, dar ce au fost clopotele alea? Eu nu știu deci, ce să zic. Eu nu mai este în șoc, tu nu înțelegi, este în șoc. Eu am ținut-o de mână, eu am simțit mâna cum tremură, cum îi bate inima. Bă, frate, hai câini,
Bă, da-ți, eu am ăștia. Eu am gândași pe mine, mă, cred că m-au posedat niște gândași pe mine. Băi, frate, ați văzut și voi, în locuri de-astea părăsite, peste tot sunt câini. Dar clopotele alea ne urmăreau. Ați văzut și voi, vi l-am arătat și pe al meu aici lângă mine. Nu era el care făcea, era un sunet de clopote care se țineau după noi. Ăla este un lucru inexplicabil. Ziceți-mi voi în comentarii dacă știți, că eu... Mă rog, am scăpat, dar mie nici nu mai e frică. Nici n-am... Era grav dacă se întâmpla ceva, că suntem în Grecia, dacă muream mai nu știa nimeni. Băi, vezi, cam asta a fost și vlogul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Să ne dați un follow și pe Instagram și până data viitoare cu zâmbețelul pe buze, dacă eu nu cred că o să mai pot, dar mă rog. Eu v-am pupat, frate. Pa, pa.